Astăzi a fost primul termen în care s-a verificat legalitatea și temeinicia măsurii arestului la domiciliu la momentul primirii dosarului. Deci, instanța a fost sesizată cu rechizitoriu, urmărirea penală s-a finalizat, de aici încolo intrăm în camera preliminară. Urmează ca noi apărarea să cântărim, să analizăm și să expunem excepțiile privitoare la primul ciclu procesual, la urmăririi penale. Vor fi surprize, vă spun de la bun început, datorită faptului că s-au dat peste cap anumite chestiuni gândite inițial în faza de urmărire penală, prin aceea că nu s-a putut realiza flagrantul, prin aceea că nu s-a reușit luarea unor măsuri preventive dintre cele mai intruzive, tocmai pentru a se constrânge inculpatul să dea declarații și datorită faptului că toți s-au prevalat de dreptul la tăcere. Deci vor fi surprize și vor fi picanterii în acest dosar. Urmăriți-le. Ce înseamnă picanterii? La ce vă referiți? De aici încolo nu mai stăm. Eu v-am spus ce există în acest dosar. Voi, jurnaliștii, prin mijloacele specifice, va trebui să le urmăriți. Păi, așa ce facem? Intrăm pe direct în... Nu, noi ne-am prevăzut dreptul la tăcere. Picanteriile nu ne aparțin nouă. Nouă ne aparțin chestiunile legate strict de modul cum vom ataca acest dosar pentru a dovedi netemeinicia acuzațiilor.